Conducătorii clubului Pandurii l-au prezentat azi pe omul de afaceri Nicolae Sarcină ca sponsor al echipei de fotbal. Asta după ce afaceristul a înregistrat marca Pandurii la o simă, fără ca cei din fruntea clubului să-l deranjeze în vreun fel. Tele3 a relatat încă de acum 2 luni că omul de afaceri a făcut cerere de înregistrare a mărcii pe numele firmei proprii. Deși a existat o perioadă de contestare, șefii clubului nu s-au opus ca Sarcină să preia denumirea clubului. Azi, președintele Mihai Prunariu l-a prezentat drept sponsor pe Nicu Sarcină, după ce afaceristul a dat echipei drepturile de folosință a siglei pentru activități sportive. Am semnat și dreptul de cesiune al mărcii Pandurii, pe care firma Succes l-a dat pe 49 de ani clubului Pandurii. Pe noi ne interesau foarte mult clasele 35 și 41, 41 divertisment, sport, cultură și 35 publicitate. Societatea lui Sarcină poate să desfășoare alte activități sub aceeași siglă, Pandurii. Întâmplător sau nu, tot astăzi a fost semnat și contractul prin care Succes a devenit principalul sponsor al Pandurilor. Compania va sponsoriza echipa de fotbal contra serviciilor de publicitate, numele firmei lui Sarcină urmând a rămâne pe echipamentul fotbaliștilor.